Salariații care au persoane în întreținere beneficiază de deduceri la stabilirea impozitului pe venit. De această facilitate beneficiază ambii părinți dacă realizează venituri din salarii sub 3600 de lei. În categoria persoanelor aflate în întreținere se includ soțul sau soția copiii acestora în vârstă de până la 18 ani, precum și rudele de gradul 2 ale salariatului sau ale soțului sau soției acestuia. Sunt exceptați copiii cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, încadrați în muncă în condițiile codului muncii, care devin salariați și pentru care nu se mai acordă deducerile. Sunt considerați ca aflându-se în întreținerea părinților, inclusiv copiii care sunt internați în unități speciale sanitare sau de protecție specială, precum și cei care se află în unități de învățământ. Pentru a beneficia de deducere personală, salariații trebuie să completeze și să depună la angajator o declarație pe proprie răspundere însoțită de certificatele de stare civilă ale persoanelor aflate în întreținere. În situația în care o persoană are mai multe locuri de muncă, va beneficia de deducere personală numai la locul de muncă unde are funcția de bază.